Perfect. În această lecție vom învăța ce sunt alea colecții și cum le putem automatiza în interesul nostru. Ok? Sunt două tipuri de colecții. Sunt colecții automate și colecții manuale. Haideți să vedem cum adăugăm aceste colecții și cum le putem pune pe prima pagină, iar mai apoi o să înlocuim și acest buton, pentru că acum nu face nimic, de la bannerul nostru, da? Ok. O să mergem pe partea de produse. Și o să mergem la colecții. Acum o să creăm o colecție și pentru a o urmări mai ușor, o să-i spunem colecție manuală. Da? De ce îi spunem manuală? Pentru că o să mergem aici și punem collection type manual. Da? O să-i punem și o imagine să arate și ea frumos. O să o punem pe aceasta, să zicem. Și dăm save. Acum, că avem o colecție manuală, atunci când adăugăm un produs nou sau putem merge pe unul mai vechi, îl putem adăuga în această colecție. Eu am mai adăugat între timp și un tricou și o să-l adăugăm manual, da? O să mergem la colecții și îl punem pe colecția manuală și pe colecția de homepage. În momentul de față, s-a adăugat produsul nostru într-o colecție, în colecția manuală, pentru că l-am adăugat manual. Da? Atât de simplu este să-l adăugăm manual. De fiecare dată când adăugăm un produs, noi o să adăugăm în acea parte a paginii produsul și colecția din care ne dorim să facem parte. Uitați că deja apare aici. Ok? Iar acum vă voi învăța cum să adăugați o colecție automată. Să automatizăm sistemul, pentru că asta ne dorim, nu să muncim foarte mult, să muncim cât mai puțin și să avem cele mai bune rezultate. Automată. Haideți să-i adăugăm și la aceasta o imagine, să arate foarte bine. O punem pe aceasta. Chiar dacă e cu bulldog nostru, nu e foarte important. Da? La partea de automată aș vrea să fiți foarte atenți. Partea automată trebuie să aducă produsele la noi în colecție automat. Și cum face asta? Prin anumite condiții. Spre exemplu, eu la acest tricou pe care l-am adăugat pentru a avea mai multe colecții și noi, mai multe produse. Dacă ne uităm aici, i-am pus la product type, i-am spus că e tricou și am mai pus și un tag de tricou, da? Bun. Dacă acum noi punem, să zicem, produs type să fie egal cu tricou, el vine deja un pop-up automat, da? Și automat toate produsele care îndeplinesc această condiție se vor adăuga automat. Dacă dăm save, se va reîncărca și vedem că a apărut acest tricou. Da? Bun. Haideți să vă mai dau un exemplu. Dacă o să-i punem product title să fie, să conțină, nu știu ce mai avem noi pe aici, bulldog. Dăm save. Și automat ne-a încărcat toate produsele care conțin cuvântul bulldog în titlu, da? Putem pune și mai multe condiții, da? De exemplu, vreau să apară doar produsele care conțin titlul bulldog, dar care să conțină și necklace. Să conțină și dăm save. Hai să vedem dacă s-a schimbat ceva. În momentul de față avem doar un singur produs care îndeplinește aceste două condiții. Asta dacă noi selectăm aici all condition, adică avem două condiții și trebuie să le îndeplinească pe amândouă. Dacă vrem să punem mai multe condiții, dar măcar una din ele să fie îndeplinită, dăm any condition și automat le va încărca pe amândouă. Pentru că oricare conțin bulldog, oricare conțin necklace, oricare le conțin pe amândouă, da? Foarte simplu. Cam așa se adaugă colecțiile automate. Astfel, dacă voi vreți să creați o colecție, haideți să mai creăm una. Da? Mergem la colecții. Colecții. Create a collection. Și spunem vară. Sau summer. Că tot e site-ul în engleză aproape.
Haideți să căutăm și o imagine cu summer. O salvăm. Pe desktop. Uploadăm imaginea de pe desktop și punem, să spunem așa, un produs care să conțină doar pendant. Și să conțină pendant, da? Și automat s-au încărcat produsele care conțin cuvântul pendant, da? E foarte simplu, jucați-vă cu colecțiile, o să învățați ușor, ușor când o să intrați să le folosiți, cât de simplu este să le folosiți de fapt, da? Ok, dacă vrem să le adăugăm pe prima pagină noi, dăm Customize Team și o să vedeți cât de profesional arată atunci când o să avem și aceste colecții. Bineînțeles, trebuie să lucrați la ele, acesta este doar un exemplu. Deblocăm lista de colecții și ele apar așa. O să dăm click pe ea, să-i punem un nutru, Hot Deals, și o să mergem, avem aceste trei colecții. Putem adăuga 4, 5, uitați, putem să mai adăugăm 4, 4 cred că este maximul, da, 4 este maximul, dar mie îmi place mai mult doar cu 3, arată mult mai frumos din punctul meu de vedere. Ok, mergem pe colecții, selectăm o colecție și acum ne lasă să selectăm o colecție. O punem pe cea automată. Select. Bineînțeles, apare și titlul, tocmai de aceea voi când vă veți selecta colecțiile, să le dați un titlu cât mai interesant, da? Manuală. Și la ultima colecție o punem pe cea de summer. Uitați cât de frumos arată, da? Bun, dăm save. Și vă spuneam eu mai devreme că noi nu am pus aceste butoane la început pentru că nu aveam niciun conținut pe site, da? Dacă mergem acum pe slidebar, pe slideshow, pardon, la slide-ul 1 avem imaginea, ultimele reduceri, butonul de shop now care poate să fie și altceva, check this out, de exemplu. Și aici putem pune, de exemplu, colecțiile noastre. All collection. Da? Și la a doua să punem doar colecția de vară, să zicem, da? Collection. Colecția de vară. Și super tare, am terminat și această parte cu colecțiile. Bun, ar mai fi încă un lucru foarte mic, dar trebuie să vă zic și pe acesta. Cum putem adăuga aici noi colecțiile sub shop? Dacă știți, sunt magazine, haideți să facem în felul următor, ca să înțelegeți mai ușor, o să mergem direct la partea de online store. Navigație și o să facem primul nostru drop menu, se numește, atunci când mergi pe un produs, putem face un drop menu. Mergem aici în main menu și la best seller mai adăugăm, de fapt, adăugăm un buton pe prima pagină în care îi spunem pendant and și punem colecția care să conțină, nu știu, automată, să zicem, da? Adăugăm acesta și îl luăm de aici și îl tragem sub best seller mai în partea dreaptă, mai sub el. Și automat am creat și un drop menu, se numește. Astfel, haideți să mai adăugăm una, punem și Winter Collection. Merge pe colecții. Bineînțeles, putem adăuga și produse simple, da? Punem pe cea manuală. Dăm Add. Dăm Save. Apoi îl tragem și pe acesta sub Best Seller aici. Dăm save și acum când intrăm pe magazinul nostru, la bestseller avem un drop menu, winter collection și pendant. Foarte simplu, am făcut și un drop menu. Colecțiile noastre arată genial, uitați aici,
Își fac și un mic zoom, ceea ce îmi place foarte mult. Aici Feature Collection ne arată produsele care le avem noi pe site. Iar dacă intrăm pe Summer, apare doar colecția de Summer, cu produsele din Summer, da? Cam atât. Astfel ați învățat cum să vă puneți colecții, cum să faceți un drop menu în această lecție și mai mult decât atât, ați terminat acest capitol. Felicitări!